Bună seara! Pandemia a dezvăluit eșecul guvernului Iohannis Orban în fiecare aspect al vieții noastre. Însă, educația a fost cel mai grav lovită. Lipsa unei direcții clare a guvernului PNL, a președintelui Iohannis, cel care ne povestea anii trecuți despre România educată, lipsa acțiunilor, a paralizat întreg sistemul școlar. A lăsat cei mai săraci copii în afara clasei virtuale. A afectat baza, viitorul tuturor copiilor noștri. A crescut presiunea asupra familiilor lor. Ce să faci mai întâi? Să-ți supraveghezi copilul în timpul orei online sau să te duci la muncă pentru a nu-ți pierde sursa de trai? Au greșit enorm. Iar costurile le vor plăti și le va plăti întreaga societate. PSD are o abordare diferită. Accesul egal la educație este singura cale pentru ca țara noastră să se dezvolte. Nu toți copiii se nasc în familii bogate, care să le pună lumea la picioare, dar educația îi poate oferi oricărui copil șansa de a concura și de a câștiga într-o societate bazată pe egalitate de șanse. Noi, aici, la PSD, am avut întâlniri cu toate categoriile implicate în procesul educațional. De la reprezentanții elevilor și studenților, la reprezentanții părinților și profesorilor. De la reprezentanții sistemului de stat, la cei ai școlilor private, cu reprezentanții mediului de afaceri, sindicatelor și patronatelor. Alături de dânsii, am identificat cele mai bune modalități de a ajuta învățământul românesc să treacă peste această pandemie. Cele mai bune modalități pentru a construi apoi un sistem educațional funcțional care să pregătească cea mai bună resursă a României, oamenii, pentru a concura și a câștiga în economia globală. Adaptarea și flexibilitatea programei școlare la preocupările și cerințele generației de azi, inclusiv la educația digitală, este un must. Introducerea în cadrul programei școlare a orelor de educație sanitară, educație financiară, educație privind drepturile și valorile muncii sunt absolut necesare. La fel și dialogul și participarea elevilor, părinților și cadrelor didactice la guvernanța unităților și instituțiilor responsabile de învățământul românesc. Transparentizarea acestora. De asemenea, dezvoltarea și adaptarea la cerințele actuale existente pe piața muncii a învățământului dual prin cointeresarea și stimularea mediului privat, realizarea unor parteneriate între unitățile de învățământ, antreprenori și organizațiile profesionale. Toate acestea sunt câteva dintre măsurile necesare pentru a avea un învățământ funcțional și axat pe cerințele actuale pentru dezvoltarea copiilor noștri. În încheiere, nu putem să nu vedem ironia din deciziile actualei guvernări. Aceleași săli de clasă care sunt goale astăzi, din cauza eșecului guvernului, sunt aceleași săli de clasă pe care același guvern insistă că sunt sigure pentru alegeri. Singura preocupare a găștii care conduce România astăzi sunt
este organizarea alegerilor în 6 decembrie. Domnule rector Costoiu, vă rog să prezentați oferta noastră pe educație, urmând ca după aceea să vă răspundem întrebărilor. Vă rog. Să vă spun bună seara. Programul de guvernare pe care Partidul Social Democrat îl prezintă succint astăzi a reieșit, să spunem așa, nu doar din experiența pe care noi avem în zona educațională, dar și din, sau în primul rând, din dialogul pe care l-am avut cu partenerii noștri, așa cum spunea domnul Grindeanu mai devreme. Un dialog extrem de consistent, pe mai multe paliere și, trebuie să recunoaștem, cu foarte multe idei foarte bune venite de la partenerii noștri. Un program care se centrează, așa cum spuneam, pe dialog, în primul rând, pe accentul pus pe elev și pe student, pe modernizarea arhitecturii curriculare și programelor școlare și pe o eficiență, pe o finanțare justă și eficientă a sistemului educațional. Soluțiile noastre, o să încerc să le grupăm pe teme, și prima temă ar fi învățământul preuniversitar. Așa cum spunea domnul Grindeanu, am să fac o trecere scurtă în revistă, după care vă stăm la dispoziție cu răspunsuri la eventuale întrebări. Soluțiile pentru învățământul preuniversitar sunt grupate în 4 direcții: accesul echitabil la educație, susținerea capitalului uman în educație, extrem de importantă, modernizarea arhitecturii curriculare, un program distinct subliniat și mai devreme și asupra căruia o să insist și eu, și responsabilitatea publică și participarea cadrelor didactice, elevilor și a părinților la guvernanța unităților de învățământ și a sistemului de învățământ în general. Când vorbim de accesul echitabil la educație, primul program din soluțiile pentru învățământul preuniversitar, vorbim de câteva programe: programul Școlii Inteligente pentru Copii Inteligenți, școala cu program prelungit în sprijinul familiei, Programul Național pentru Educație Timpurie și, foarte important în perioada aceasta, se simte cu atât mai mult, accesul la proiecte finanțate fonduri europene pentru unitățile private, care sunt și în această perioadă extrem de văduvite, și angajamentul pentru educație inclusivă. Aș trece mai departe, vorbind despre primul program, Școli Inteligente pentru Copii Inteligenți. Așa cum spunea și colegul meu, suntem după luni de zile de la începutul pandemiei într-o criză majoră în societatea românească, în școala românească. Guvernul are reușite cu ghilimele de goare după reușite și nu puteam să mergem mai departe fără programul național de achiziție de laptopuri sau tablete cu abonament la internet, un program pe care guvernul l-a început și l-a ratat pas cu pas în această perioadă. Conectarea școlilor la internet este un alt segment extrem de important, digitalizarea resurselor educaționale și un nou program pe care îl propunem societății, și anume TVR Educațional, o platformă, dacă înveți voie, mi se permis să spun, un Netflix educațional propus elevilor și părinților, pentru că în acest moment tinerii nu reușesc să aibă acces prin platformele existente în puține locuri la lecțiile oferite de profesori. O parte din profesori nu au calificarea necesară, ne pare rău să spunem acest lucru, să recunoaștem acest lucru, dar acesta este adevărul. Și atunci acest program pune la dispoziția elevului și studentului un program realizat cu televiziunea națională, discutat cu televiziunea publică, pune la dispoziția elevului și a studentului o platformă digitală cu lecțiile predate de cei mai buni profesori din România, care poate fi reluat de fiecare dată, de cât este nevoie, de către profesor, de către elev, de către părinte, cu lecții explicate foarte bine. Repet, în condițiile în care astăzi ora se difuzează de matematică de la 12:30 la 13, iar tânărul, elevul sau părintele, dacă n-a avut acces în perioada respectivă, a pierdut această lecție. Este un program pe care l-am gândit, repet, cu televiziunea publică și care program poate fi realizat în perioada următoare, în perioada imediat următoare, în primele 100 de zile la guvernare. Aș vrea să punem accentul în programul Școlii Inteligente pentru Copii Inteligenți pe un ansamblu de măsuri pe care îl vedeți aici,
toți actorii participă, părinții, elevii, inspectorii, profesorii și, evident, zona tehnică, alături de infrastructura necesară, de la desktop-uri, tablete și câteva dintre elementele importante, extrem de importante, care trebuie avut în vedere, dincolo de lecțiile normale, și anume interfața pentru învățarea adaptivă, scuzați-mă, cu inteligența artificială, soluții dezvoltate deja din o parte din universitățile românești, modulul de testare și de teste simulate pentru școală și modulul de testare a alfabetizării funcționale cu inteligența artificială, extrem de important, pentru că din nefericire mulți dintre copii sunt într-o situație în care nu reușesc să treacă de nivelul incipient, să spun așa, fără să folosesc cuvinte foarte dure. Este o schemă extrem de simplă care cuprinde, care prezintă practic programul Școli Inteligente pentru copii inteligenți. Următorul program este școala cu program prelungit. Ne dorim o generalizare a școlii cu program prelungit, astfel încât toți elevii din România să aibă acces la o școală de la 8 la 16, în linii mari, generic spus așa, astfel încât elevul să intre în școală, copilul să intre în școală și să iasă la finalul zilei cu lecțiile învățate, cu programa școlară parcursă în prima parte a zilei, cu masa caldă pe care statul o oferă fiecărui elev și cu activitățile de aprofundare remediale extracurriculare la decizia școlii în funcție de specificul comunității, pentru că aici ne dorim, și veți vedea mai departe, un grad sporit de autonomie a școlilor, scuzați-mă, în decizia cu privire la activitățile extracurriculare pe care le dezvoltă fiecare școală. Următorul program este un program de educație timpurie, ținând cont de faptul că există o criză majoră de spații pentru copiii între 0 și 3 ani, respectiv 4 și 6 ani, și ne dorim un program care să finanțeze 1750 de noi creșe și unități after school pentru această categorie de copii, evident însoțită de dezvoltarea curriculumului național, materiale didactice și formarea educatorilor pentru această zonă. De asemenea, spun creșă pentru că înțelege fiecare dintre cei care ne urmăresc. Un alt punct important este faptul că ne dorim accesul tuturor tipurilor de școli, fie ele de stat sau private, la finanțarea europeană. Din nefericire, în această perioadă, unitățile private nu au avut acces la finanțarea europeană și din acest motiv foarte multe din inițiativele extrem de bune din mediul privat au suferit din plin. Un alt program important este angajamentul pentru educație inclusivă și aici vorbim de patru măsuri importante. Un program național de infrastructură și siguranță care vizează evident siguranța, așa cum spune și titlul, siguranța unităților de învățământ, siguranță care lipsește în foarte multe din unitățile școlare, știți foarte bine care sunt discuțiile în special în media privire la siguranța copiilor. Și de asemenea, când vorbim de siguranță, vorbim și de siguranța sanitară, un program național prin care fiecare unitate școlară să beneficieze de un cabinet medical cu un medic sau cu un asistent medical în condițiile în care școala se generalizează până la ora 16 este extrem de imperios. Șanse legale la educație, ne dorim aici un program destinat cu acțiune pentru educația timpurie, destinat atât copiilor cu dizabilități, cât și copiilor special cu supradotați, pentru că din nefericire și unora și celorlalți li se cere astăzi să se adapteze la ceea ce face școala, iar școala nu reușește să se adapteze la cerințele acestor copii. Un program național de sprijin a elevilor, pe care îl detaliem imediat, și evident un punct extrem de important, garantarea transportului gratuit pentru elevi prin măsurile de descentralizare și transfer a surselor necesare de la guvern către autoritățile locale pentru transportul tuturor tipurilor de elevi pe cursul întregului an calendaristic. M-aș opri la programul național pentru sprijinul elevilor și aici există mai multe elemente importante. În primul rând, o flexibilizare, o lărgire a bazei
o relaxare a condițiilor de acordare a bursei sociale. Colegii mei din zona preuniversitară au gândit mult acest program, o relaxare care să ducă la dublarea practică a numărului de beneficiari a bursei sociale, burse sociale care, așa cum vedeți aici, ar trebui să fie asigurată lunar la 40% din salariul minim net pe economie. Cifrele sunt legate de salariul minim actual, dar această bursă ar trebui să evolueze odată cu evoluția salariului minim net pe economie. Burse de studiu care să ajungă la 32% din salariul minim pe economie, bursa de merit 35% și bursa de performanță 37,5%. Este o creștere semnificativă a burselor pentru elevi în condițiile în care, repet, elevii au multiple, familiile au multiple probleme în a susține elevii în școala românească în acest moment. Și ne dorim înființarea unei burse speciale de asistență socială de 1000 de lei, 1000 de ron, pentru copiii care provin din sistemul de protecție instituționalizați, cu condiția ca aceștia să fie înscriși într-o unitate de învățământ preuniversitar. Insist un pic asupra acestui program și ca să nu greșesc, o să fac trimitere exactă la datele colegilor mei. Acest program ar trebui să se adreseze de alocarea aceasta, ar trebui să beneficieze, vorbesc de bursa socială acum, elevii din înscriși la cursurile cu frecvență, orfani sau bolnavi de o serie întreagă de boli definite de lege, elevii din mediul rural care sunt școlarizați într-o altă localitate, elevii proveniți din familii care îndeplinesc cumulat mai multe condiții să aibă maxim 40% din salariul minim pe... nu realizează venituri mai mari de, scuzați-mă, 40% din salariul minim pe economie. Adică o flexibilizare extraordinar de mare a beneficiarilor, a potențialilor beneficiari pentru acest program. Un alt punct extrem de important este zona de finanțare. N-am renunțat la mesajul de 6% din PIB pentru educație, un 6% care ne lovim alocat la orizontul anului 2024, de asemenea cu o creștere semnificativă graduală a coeficienților de finanțare, care se ducă la dublare și chiar de 400 de ori, crește de cu 400% costului standard pentru elevi. Scuzați-mă, în condițiile în care astăzi costul standard nu asigură necesarul nici pentru activitatea didactică obișnuită, nici pentru categoria pe care noi o numim bunuri și servicii, adică acele servicii care vin, acele produse, servicii care vin în sprijinul activității didactice. Și de asemenea, extrem de important, pentru că școala nu este doar în București sau la Timișoara sau la Iași, este și la Tulcea, și la Brăila, și în Munții Apuseni sau mai știu eu unde, o alocare diferențiată a costului standard pe elev în funcție de mediul în care învață elevii, în mediul urban sau rural, teoretic, vocațional sau tehnologic, pentru că într-un fel este școala vocațională care are nevoie de mai mult sprijin sau un liceu tehnologic și așa mai departe, acest cost standard care să reprezinte costul real pentru fiecare unitate de învățământ. Susținerea capitalului uman în educație, de asemenea un program important, pentru că nu putem vorbi de o școală românească fără profesori bine pregătiți și foarte bine remunerați. Aici avem mai multe intervenții, toți pentru școală, școala pentru toți. Este un program standardizarea profesiei didactice, pentru că avem o serie întreagă de mari probleme, o să detaliez. Și nu în ultimul rând, implementarea legii 153, după cum știți, guvernul a prorogat aplicarea legii 153 prin creșterea salariilor didactice. Ne dorim menținerea, punerea în operă acestei legi, dar și un atent mesaj către școala din învățământul din zona rurală, creșterea sporului pentru predarea în mediul rural de la 3 la 15% este un stimulent pe care îl acordăm acelor profesori care se duc în zona rurală. Și nu în ultimul rând, mai ales în această perioadă în care profesorii au avut nevoie de pregătire intensă, în special în trecerea din mediul fizic în mediul online, un program de vouchere acordate profesorilor, vouchere profesionale de până la 1000 de lei pentru acei profesori care se școlarizează formarea profesională având studii universitare de masterat sau pentru a-și plăti studii universitare de masterat, diferite cursuri de formare profesională și respectiv studii postuniversitare. Aș insista un pic la programul Școala Toți pentru Școală, Școala pentru Toți. Aici este un program care pune la oaltă universitățile cu învățământul preuniversitar, un program care să aducă în învățământul preuniversitar
elevii, scuzați-mă, studenții de la licență și de la masterat, studenți care să beneficieze, care să vină să predea în învățământul preuniversitar și care să aibă avantaje multiple, pe de o parte, să li se recunoască activitatea de practică pe care o desfășoară, să aibă un program de etichete speciale, un tip social, între 400 și 1000 de lei în funcție de tipul de școală la care studentul merge și evident că această activitate care e recunoscută ca și practică să fie și recunoscută ca și experiență, ca și câștigată în universitate. Și respectiv, extrem de avantajos și pentru școală care are o resursă umană în general mult mai bine calificată decât necalificații mulți dintre ei în sistem în acest moment. Pe de altă parte, studenții care beneficiază de un avantaj pe multiple planuri. Standardizarea profesiei didactice, ne dorim introducerea un joint master pentru toate cadrele didactice și sprijinirea acestui tranzit printr-o tranziție prin cupoanele, voucherele profesionale de care am vorbit, pentru toți profesorii și evident standardizarea funcției didactice, liceul pedagogic, unitatea de profil, universitatea de profil și masterul didactic. Următorul program asupra căruia vreau să mă opresc este modernizarea arhitecturii curriculare, foarte, foarte important. Absolut toată lumea știe cât de încărcați sunt astăzi elevii în România și care este efortul pe care elevii trebuie să-l facă. Este unul dintre punctele importante sau poate cel mai important în programul de guvernare al Partidului Social Democrat și ne dorim ca această modificare a planurilor curriculare, a programelor cadru se facă în profunzime cu un număr de o serie întreagă de discipline pentru viață, le-am spus noi, educația în stil sănătos, antreprenorial, juridic, consilierea în carieră, dar și o eliminare a calificativelor și notelor în ciclu primar și gimnazial cu o evaluare de proces periodică semestrială concretizată într-un raport fișă psihopedagogică de progres, extrem de important pentru elevi și pentru părinți. De asemenea, schimbarea, definirea unei strategii care să-i asigure fiecărui atingerea potențialului său maxim și orientarea în carieră care să devină parte a curriculumului național. Nu în ultimul rând, aș vrea să insist asupra faptului că transformarea curriculară trebuie să ne ducă către competențele generice pentru secolul acesta, definite de toată lumea civilizată, de World Economic Forum. Este extrem de important să putem să oferim tinerilor noștri la finalul ciclului o gândire analitică, tinerii să aibă o gândire analitică, scuzați-mă, învățarea activă, să poată să fie capabil să rezolve o serie întreagă de probleme noi, să aibă raționament, să aibă capacitate de a genera soluții și de a fi original și, nu în ultimul rând, de a avea un leadership și o influență socială extrem de importantă. Uităm de foarte multe ori că nu pregătim oameni, ci pregătim roboți și transformarea curriculară trebuie să aibă în vedere acest lucru. Nu în ultimul rând, când vorbim de transformare curriculară, vorbim de un accent pus pe școlile, pe învățământul profesional și tehnic și pe învățământul dual cu mai multe elemente importante. Pe de o parte, o investiție în construirea și amenajarea de ateliere școală, pe lângă aceste școli specializate, dublarea bursei profesionale de la 200 la 400 de lei și un stimulent important acordat companiilor care participă la învățământul dual. Încerc să vorbesc repede, să spun multe vorbind repede și îmi cer scuze dacă omit o parte în lucruri și greșesc. Responsabilitatea publică de asemenea importantă pentru școala românească, pentru că ne dorim participarea tuturor actorilor la deciziile majore din școala românească. Astăzi școala este în decizia unui număr mic de oameni sau decizia revine unui număr mic de oameni și este extrem de important ca reprezentanții elevilor și a părinților să aibă drept de vot nu doar în Consiliul de Administrație al școlii, dar și în structurile celelalte ale sistemului de învățământ, inspectoratele școlare și chiar la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale. Atunci când vorbim despre școală, părinții și elevii
trebuie să aibă un statut nu de invitat, ci de membru cu drepturi de vot în toate structurile reprezentative. Recredibilizarea Aracipului, structurii de acreditare, pentru că astăzi, din nefericire, evaluarea externă a calității în învățământul preuniversitar suferă, democratizarea procedurilor de alegere a Consiliului Aracip, acelei structuri care acreditează, care spune că procesul educațional dintr-o unitate este de calitate sau nu și care trebuie să fie, repet, extrem de transparent pentru toți actorii și la acest nivel de decizie este necesară prezența tuturor partenerilor sociali, evident sindicate, structurile asociative ale autorităților locale, ale elevilor și ale părinților. De asemenea, un alt punct important este feedback-ul semestrial ale elevilor în evaluarea cadrului didactic, corpului didactic, profesorilor, personalului didactic. Este extrem de important pentru elevii de venit la liceu, în special la liceu și la gimnaziu, să poată să aibă o seară de a se exprima și de a fi luat în considerare această opinie a lor. Și nu în ultimul rând, transparentizarea cheltuielilor unităților de învățământ prin publicarea, obligarea transparentizării, prin publicarea tuturor informațiilor pentru toți actorii din sistem. Pentru învățământul superior, aș vrea să mă concentrez asupra doar câtorva idei și aici ne dorim implicarea actorilor din plin în decizie, o măsură cerută de liderii studenților, pe care o susținem din plin, este participarea studenților în proporție de 25% în alegerea rectorilor universităților. Este extrem de important și susținem acest demers, ca și creșterea cheltuielor, dublarea, de fapt, alocației pentru cămine cantine. Se vede în această perioadă, avem măsuri, trebuie să luăm o serie întreagă de măsuri pentru distanțarea socială. Studenții sunt puși în situația de a plăti sume mult mai mari pentru a locui în continuare la cămine, în condițiile în care numărul de studenți care pot fi cazați a scăzut semnificativ. Creșterea fondului de bursă și stabilirea valorii bursei minime, astfel încât aceasta să acopere cheltuielile de cazare și masă. Susținem ceea ce am aplicat acum 4 ani, continuarea programului privind sprijinul studenților la transportul pe calea ferată, dar și sprijinul autorităților locale să ofere studenților transportul în zona rurală, transportul local, prin acordarea unei subvenții atât universităților cât și autorităților locale. Și în ultimul rând, subliniez din programul mare pe zona învățământului universitar, scutirea de impozii pentru o perioadă de 5 ani pentru start-up-urile și spin-off-urile inițiate de studenți și cadre didactice sub 40 de ani în cadrul universităților. Ultimul capitol este cel legat de cercetare și aici subliniez câteva aspecte importante și anume este foarte important să susținem în continuare deducerile fiscale acordate zonei de cercetare în condițiile în care guvernul dorește să taie și a fost declarația, mai multe declarații ale premierului Orban cu privire la faptul că această scutire de impozit trebuie eliminată. Noi credem că trebuie susținută tocmai pentru a dezvolta cercetarea în România, tocmai pentru a dezvolta, să protejăm proprietatea intelectuală în România, să sprijinim acei oameni care dezvoltă în România servicii și produse. De asemenea, vom susține în continuare extrem de important cele mai mari proiecte de cercetare românești, vorba de laserul de la Măgurele și proiectul Danubius, care leagă Dunărea de Europa. Și de asemenea, aș sublinia aici un ultim program din lista mare de programe pe care le avem pentru cercetare, și anume sprijinirea cercetătorilor români la întoarcerea în țară. Avem un proiect mare pentru a atrage alături de noi acei cercetători care reușesc să facă performanță și care sunt astăzi departe de România. Cercetători care mulți dintre ei și-au exprimat dorința de a reveni în țară alături de universitățile și institutele de cercetări din România. Pe scurt, acesta este programul de guvernare pe care îl propunem pentru domeniul educație și cercetare. În măsura în care aveți întrebări, vă stăm la dispoziție. Ați vorbit despre școala cu program prelungit. Aș vrea să vă întreb dacă ea va putea fi opțională, adică dacă părinții vor putea opta dacă își țin copiii până la ora 16 la școală sau nu.
Evident, nu este o obligativitate pentru părinți, este o opțiune pentru părinți, dar ținând cont de faptul că mulți dintre părinți lucrează pe tot parcursul zilei, gândiți-vă ce înseamnă ca astăzi, ce se întâmplă în mod real, un părinte vine de la job și trebuie să stea să-și facă temele cu elevul, trebuie să pregătească elevul pentru a doua zi și așa mai departe. Ceea ce noi ne dorim este ca școala să se ocupe în integralitate de elev pe tot parcursul zilei și să ofere, repet, nu doar cursurile obișnuite, ci să ofere o serie întreagă de cursuri pe care părintele le decide împreună cu comunitatea locală și școala. Evident, părinții au opțiunea de a-și lăsa sau nu copiii la această școală, dar din toate studiile pe care le avem, covârșitoarea majoritatea părinților își doresc o școală care să ofere cu adevărat o instruire pentru secolul 21 pe tot parcursul zilei. Iar programul s-ar aplica inclusiv la gimnaziu sau merge și pe partea de liceu? Programul este gândit în această fază pentru ciclurile până la gimnaziu, dar nu excludem liceul din contră. Dar programul este gândit în această fază până la gimnaziu, ținând cont de faptul că la liceu opțiunile sunt multiple. Ați vorbit și de majorarea burselor și chiar introducerea unui nou tip de bursă, aceea pentru asistență socială. Am văzut că sursa de finanțare erau sumele defalcate din TVA. Practic înseamnă că vor fi plătite de autoritățile locale care în ultimii ani, au avut probleme și chiar n-au plătit deloc astfel de burse. Nu, tocmai aceasta este schimbarea. De ce am spus surse defalcate din TVA? Pentru că transferul acestor surse se face la bugetul de stat către autoritățile locale. Finanțarea va fi de la bugetul de stat prin autoritățile locale. Știm că a fost o problemă, din acest motiv am mers cu acest program special, tocmai pentru că autoritățile locale au fost lăsate să plătească sume importante fără să aibă resursele necesare. Ceea ce noi ne dorim este, conceptual ați văzut și în programul economic, o schimbare fundamentală de paradigmă și o dirijare a banilor către autoritățile locale cu destinație. Adică banii vor veni cu destinație către școală, fără să mai existe, cu tot respectul cu autoritățile locale, posibilitatea mutării acelor bani destinați școlii unor alte categorii de cheltuieli. Adică nu vor putea, spre exemplu, dintr-o anumită sumă din sumele defalcate de TVA să plătească, spre exemplu, salarii, ceea ce se întâmplă în acest moment? Nu, salariile vin cu tot o altă categorie, cu tot alt circuit financiar prin Ministerul Educației astăzi. Nu mă refer la salariile profesorilor, ci mă refer, spre exemplu, la salariile angajaților din primărie. Asta încercăm să vă spunem, că programul, așa cum este stabilit, așa cum este propus, programele, pentru că nu este doar acesta, face trimitere clară la sursa de finanțare și la circuitul banilor plecând de la această sursă de finanțare, către autoritățile locale, direct cu direcționare către școală. Am înțeles. Dar văd și o majorare a burselor sociale. Ne puteți spune cu cât se majorează, cât este acum o bursă socială, una de studiu și cam care ar fi majorarea de anul viitor, bănuiesc? Bursele mai mult decât se dublează în perioada următoare, bursa socială, tocmai că asta aș vrea să subliniez, am schimbat fundamental paradigma. Tocmai pentru că până în acest moment bursa socială era limitată, la o sumă fixă pe care aveam sau nu posibilitatea, sper că nu fac și eu ca domnul Rafila, am vorbit toată ziua asta și la școală și aici. Mă scuzați, am avut o zi numai de spiciuri. Era limitată la o sumă fixă, sumă care era la dispoziția autorităților locale în funcție de bugetul pe care îl aveau. Ceea ce noi am schimbat fundamental este că am pus aceste burse, nu doar bursa socială, și celelalte burse, în funcție de, într-o evoluție normală, așa cum e societatea, pentru că toți salariile și așa mai departe evoluează cu rata inflației, știți bine toată discuția pe salarii. La fel am făcut și cu bursele, le-am legat de salariul minim net pe economie, astfel încât dacă acest salariu minim net evoluează și bursele să crească, repet și subliniez, sursa de finanțare este bugetul de stat și nu bugetul autorităților locale. Iar, repet, sumele ajung acum la 500 de lei. Mă scuzați. Vă rog. Iar beneficiarii acestor burse de studiu, de merit, de performanță vor fi stabiliți tot la nivel de minister sau la nivelul autorităților locale? Există deja
Există mecanismul de finanțare, ce noi am încercat, există mecanismul de aprobare pentru cele de studiu de merit și de performanță. Pentru bursa socială ne-am permis să propunem un program național de flexibilizare, tocmai pentru a nu avea acele constrângeri care au existat până în acest moment. Tinerii să nu mai aveți aceste constrângeri. Din acest motiv le-am oferit în programul național. Și v-am spus și am subliniat faptul că relaxarea, să spun așa, flexibilizarea, relaxarea criteriilor privind eligibilitatea duce la dublarea numărului de beneficiari pentru bursa socială. Și am spus clar că bursa socială, repet, ca să fiu foarte clar, se adresează elevilor înscriși în cursurile cu frecvență, bolnavi sau orfani, orfani sau bolnavi de o serie întreagă de boli, nu citesc. Am reținut asta, vă întrebam special de ceilalți, de studiu, merit și performanță. Acestea există mecanismele în școală, există un regulament cadru al Ministerului Educației și adaptarea pe fiecare școală. Vă rog. Netflix-ul educațional, așa cum l-ați denumit, ar fi un program... A fost mai ușor de explicat. ...și dedicat tuturor elevilor sau... Dedicat tuturor elevilor, tuturor ciclurilor gimnaziale și pe toate clasele, pe toate disciplinele. Indiferent dacă suntem sau nu în pandemie. Indiferent dacă suntem sau nu în pandemie, pentru că vorbim de cei mai buni profesori care oferă cele mai bune cursuri întregii națiuni. Dacă, din nefericire, eu am un profesor care e mai puțin pregătit sau n-am avut șansa să am un elev, un profesor titular sau care să fie suplinitor și ca să fie necalificat, pentru că se întâmplă din nefericire în sistem, avem foarte mulți profesori necalificați, am dat doar acest exemplu, pot să am acces, eu, părinte, elev, la o platformă cu cele mai bune cursuri explicate, nu înseamnă doar cursurile. Vorbim de o platformă educațională care are teste, care are scheme, care are scheme logice, care are toate elementele necesare pentru un elev, astfel încât să-și repete lecția odată, de două ori, de nouă ori, de 100 de ori, de câte ori este necesar, când are el timp în program, pentru a avea acces la cele mai bune cursuri. Și va fi gratuit prin televiziunea română. Există surse de finanțare și în acest moment. Vorbim de programul operațional infrastructură mare. Programul nu este nici foarte scump, este undeva între 30 și 40 de milioane de euro. Este, repet, un program discutat cu televiziunea română și îmi permit să vorbesc aici în calitate de rector. Lucrăm în acest moment la Universitatea Politehnică la fundamentarea unui asemenea program și realizarea unui acest program. Trebuie să fie și o aplicație foarte ușor de accesat de tineri pe telefon, pe smartphone. Evident, e o platformă, am spus, TRVR, pentru că ceea ce ne dorim, dacă o să vedeți și revin la tot ansamblu, vorbim de a merge cu infrastructura de internet în fiecare școală, astfel încât tânărul să aibă acces la toate aceste platforme prin toate mijloacele, inclusiv cele pe care le aveți prezentate aici, tot ce înseamnă zona internetă, dar și prin TVR, prin televiziune, prin cablu în acest moment. Practic acest Netflix despre care ați vorbit va fi o platformă online, va fi dedicată învățământului preuniversitar sau inclusiv universitar? Ne-am concentrat pe acest program pentru învățământul preuniversitar, dar el se extinde și pentru învățământul superior, pentru că din nefericire mulți dintre studenți nu au la rândul lor acces. Dar gândiți-vă că este o bibliotecă virtuală care poate fi accesată și dezvoltată în fiecare an. Cei mai buni profesori din toată România vor vărsa cu ghilimele de rigoare toată inteligența lor în acest program, în această platformă, această bibliotecă. Vă rog. Cred și despre înființarea peste 1000 de creșe. 1750 programul nostru. 1750. Da. Știți că acum 4 ani, într-un alt sediu al PSD, ni se promiteau la fel foarte multe creșe care vor fi construite și vor... 4 ani de zile nu prea vedem acele creșe promise. Adică de ce acum v-ar crede românii că o să le faceți asta? E foarte corectă întrebarea. Ceea ce noi ne propunem în acest program din plin este faptul că, ca să încep cu începutul, acest program în primul rând care toate sursele de finanțare necesare. Și am lucrat foarte mult. Atunci ne-au fost precizate foarte multe surse de finanțare. Dați-mi voie să termin o secundă. Acest program are toate sursele de finanțare necesare și le avem în programul detaliat, îl veți vedea prezentat, poate fi studiat de toată lumea, pe de o parte. Pe de altă parte, ne-am concentrat în această perioadă, tocmai pentru credibilitate, să spun așa, pe sursele, pe banii europeni care nu au fost cheltuiți din nefericire, iar un eșec sau o nereușită dintr-un anumit moment nu înseamnă că generează o nereușită pe termen lung. Suntem... O lipsă de capacitate, trebuie să recunoaștem într-o anumită perioadă. Din punctul meu de vedere, fără să vreau să mă feresc... Capacitatea cui? A unor decidenți... PSD, cele trei? Inclusiv.
Și o întrebare politică. De ce nu vă regăsiți pe listă și dacă vi s-a părut justă acea decizie a conducerii partidului ca socialdemocrații trimiși în judecată să nu se regăsească pe listele Partidului Social Democrat? Eu sunt un om care sunt în socialdemocrație pentru că cred în povestea asta de foarte mulți ani. Am refuzat de foarte multe ori poziții publice și dumneavoastră știți foarte bine, inclusiv poziția de ministru, și nu fac un secret din asta, n-am făcut niciodată. Nu cred că o funcție pentru mine înseamnă foarte mult și nu am niciun fel de, cum să spun, nemulțumiri personale că nu mă recăzesc într-o anumită poziție. Însă, trebuie să recunosc... Nu v-ați dorit dumneavoastră? Însă, trebuie să recunosc faptul că mesajul cel mai important este mesajul pe care îl oferim societății. Și am respectat o anumită decizie la un anumit mod, dar trebuie să recunosc că această decizie mi-a și aparținut. Vreau să spuneți că dumneavoastră n-ați sunat președinți de organizații județene să discutați cu ei pentru un loc eligibil pe listă? Ca să vă dau răspunsul, am fost sunat de președinți de organizații ca să fiu pe listă. E adevărat, am fost sunat. Și dacă vreți, detaliem. Da, fără nici fel de problemă. Doamna Firea spunea de dimineață că în momentul de față școlile ar trebui să fie deschise. Este o măsură care nu se motivează la nivelul guvernului. Vreau să întreb care este punctul dumneavoastră de vedere. Instituțiile de învățământ ar trebui să funcționeze în mod normal în acest moment? Prima precizare este că nu sunt epidemiolog și subliniez acest lucru. Însă, ca un om care conduc o universitate, citesc foarte multe studii. Și e datoria mea, măcar ca om care conduc o universitate mare, cea mai mare universitate din această parte a lumii, să mă documentez. Până în acest moment nu avem niciun studiu care să ne spună că școlile sunt focar de infecție. În opinia mea, sinceră, cred că școlile n-ar fi trebuit închise. Sau, ca să pun altfel problema, școlile ar fi ultimele care ar trebui închise într-o situație de criză. După cum vedeți, toată Europa intră în carantină sau în lockdown sau cum vreți să spunem, ultimele care sunt închise sunt școlile. Din nefericire, în România s-a trecut într-o altă... Și foarte important, aș sublinia următorul lucru. S-a vorbit foarte mult și guvernul a mutat responsabilitatea închiderii școlilor de la nivel central la nivel local. Și s-a spus că va fi o analiză la nivelul fiecărei localități. Fiecarei școli. În mod real, nu este o analiză la nivelul fiecărei școli, este o analiză făcută pe arii mult mai extinse, care nu ține cont de situația din școala X sau Y sau Z. Alocarea la 6% din produsul intern brut, așa cum prevede programul de guvernare... Până în 2024. Până în 2024. Ar fi îndreajuns încât să restructureze învățământul din acest moment și, nu știu, ne oferiți garanția că în 2024 nu vor mai fi unități școlare cu WC-ul în curte sau fără acoperire la internet? N-am detaliat programul de infrastructură, că n-am avut timp. O să-l, dacă doriți, îl detaliem. Programul prevede din plin, n-am mai luat povestea cu școli cu WC-ul în curte, ca să vă citez. Este un program extrem de important și foarte simplu de realizat în condițiile în care mai avem încă foarte mulți bani europeni nealocați în acest moment pentru acest lucru. Iar vis-a-vis de internet, de asemenea susțin că este ușor de rezolvat această problemă. Mi-aduc aminte în mandatul de ministru că am reușit să rezolvăm 3.000 de școli într-un an și ceva. Deci cred că avem și capacitatea și bani. Da, acum o să-l rog pe domnul Grinea. Pentru internet și pentru restul. Nu doar. Vă rog. Nu doar. Haideți să vă dau, apropo de întrebarea dumneavoastră, câteva date. Din statisticile pe care le avem noi, apropo de școlile, unitățile de învățământ, care erau în 2016 cu toaleta în curte, erau aproximativ 900. În cei 3 ani s-au făcut 700. Deci mai sunt aproximativ 200 care au rămas și v-aș ruga să vedeți că puterea de decizie nu e doar la nivel guvernamental, se duce și în jos către administrațiile locale, care unele dintre ele n-au colaborat, având în vedere că din 900, 700 s-au făcut. E clar că a fost un program funcțional, dar unele dintre ele n-au colaborat cu viteza potrivită, astfel încât să terminăm cu această problemă în România. 2.
să o spun eu și mai ferm. Din punctul nostru de vedere, decizia de închidere a școlilor este una greșită. Haideți să privim întreg procesul din martie, de când am intrat în stare de urgență și până acum. Este modul în care au gestionat sistemul de educație, adică un mod cât se poate de prost, arată de fapt e o oglindă a guvernării PNL. Din martie, nu s-au ocupat de internet la școli, nu s-au ocupat de tablete, nu s-au ocupat de absolut nimic. Au luat cea mai simplă decizie. Închidem școlile. Așa cum spunea domnul rector, în acest moment nu există niciun fel de focar în școli. Soluția noastră este următoarea. Aceea de a testa cadrele didactice, profesori, învățători și așa mai departe, de a face acest lucru și mai departe către elevi, către școlari, astfel încât procesul educațional să rămână funcțional, pentru că vorbim de viitorul copiilor noștri. Eu am doi copii mici. Unul, fetița în clasa 0, băiatul în clasa 4. Am deja probleme și vă spun cât se poate de sincer, poate și unii dintre dumneavoastră aveți copii și vă loviți de ceea ce se lovește orice părinte în această perioadă. Aveam acea perioadă din primăvară când au stat acasă, nu s-a mai făcut școală sau școală din aceea online, la fel acum intrăm în aceeași perioadă. De fapt, noi lovim în viitorul copiilor noștri. Și care a fost cea mai simplă decizie pe care puteau să o ia cei de la guvernare? Pentru că e cea mai simplă. Închidem. De ce? Că nu ai nicio școală în acest moment care să fie focar. Cum vă spuneam, e oglinda impotenței guvernării PNL. Vă rog, dacă mai aveți pentru mine sau pentru... A spus puțin mai devreme că materia este încărcată și într-adevăr este foarte încărcată, însă nimeni nu a avut curajul până acum să elimine acele materii care o fac să fie atât de sufoasă, cel puțin la clasele 1-8 sunt destul de multe materii. De acord. Și până acum nimeni nu a avut curajul, nici măcar guvernările PSD. Eu aș vrea să... Și, mă rog, n-aș vrea să intru într-o dispută, n-a avut nimeni curajul. Întrebarea este de ce n-a avut nimeni curajul? Da, aveți schimbat ceva. Păi nu, ceea ce ne propunem fundamental în acest program, repet, fundamental, este acest program în programul de guvernare. Și din acest motiv l-am și afirmat public în acest moment, ca să fie foarte clar care este oferta pe care o avem. Și programul care vizează modificarea planurilor curriculare și respectiva programelor școlare este unul asupra care a insistat și domnul Grindeanu, am insistat și eu ca un mesaj și nu doar politic, ci și tehnic foarte important. Nu credem într-o schimbare bruscă, nu era așa să intru în elemente tehnice și eliminarea unora și adăugarea unor altor programe, ci schimbarea fundamentală. A unor programe transcurriculare, care să vizeze mai multe programe, mai multe materii care sunt astăzi în școală. Un copil nu poate să învețe exclusiv sau ar putea să învețe nu doar exclusiv fizică, sau putea să învețe în același timp chimie, științele naturii și așa mai departe, coroborate cu o educație antreprenorială, spre exemplu. Și nu este exagerat când spun acest lucru, pentru că poate sunt multiple metode de învățare, astfel încât tânărul să fie pus în fața unei situații, intrăm în discuții tehnice, dacă vreți, multiple, unei situații în care se rezolve probleme multiple folosind elemente din materiile respective. Dar ați deci, vorbit despre introducerea unor materii noi, precum educația financiară, educația sanitară. Exact, dar acestea nu înseamnă că le introducem eliminând matematica sau fizica și așa mai departe, ci... De exemplu, care se învață undeva prin clasa 8-a, dacă țin eu bine minte. Așa învățam. Așa. Ce e cu limba latină? Că nu înțeleg. Avem nevoie de limba latină. Dacă mă întrebați pe mine, da. Da.
Dacă mă întrebați pe mine, chiar cred că avem nevoie de limba latină, însă limba latină predată într-o altă logică. Pentru că putem vorbi de istorie explicând tinerilor, dau un tip de raționament, tinerilor cât de importantă era limba latină, vorbind despre istorie, despre geografie și vorbind și învățând și limba latină, trimițând acei tineri într-o zonă care să participe la realizarea unui curs și să aibă acces la multiple informații dintr-o anumită perioadă ca să-i ajute să deprindă și limba latină, spre exemplu. Asta spuneam, tocmai asta spuneam. Deci introducerea acestor materii nu înseamnă eliminarea altora, pentru că dacă eliminăm matematica sau limba latină sau geografia, nu rezolvăm nimic, ci, repet, o schimbare fundamentală de curriculum, care înseamnă reducerea presiunii asupra elevului, dar în același timp un alt tip de abordare pentru fiecare. O ultimă întrebare, dacă îmi permiteți. Cât de eficientă credeți că este școala online? Poftim? Îmi cer scuze. Cât de eficientă credeți că este școala online? Sunt mai multe, un răspuns simplu poate fi dat, nu este eficientă, dar eu cred că un răspuns ar trebui un răspuns mai amplu. Școala online poate fi eficientă în măsura în care pot să-i ofer tânărului, familiei, platformele de care vorbeam, astfel încât să poată să culeagă acele informații din multiple surse, din multiple... scuzați-mă, mijloace, punându-i la dispoziție o serie întreagă de materiale didactice, nu doar o lecție ținută în fața de un profesor în fața tablei sau povestită de profesor în fața calculatorului. Deci, repet, poate deveni o școală eficientă în măsura în care tânărul are acces la o serie întreagă de platforme, așa cum am propus în programul de guvernare. De altfel, repet și subliniez, povestea cu Netflix-ul nu este o poveste. În foarte scurt timp vom și veni pe piață cu acest model în România. Îl dezvoltăm deja, repet. V-am dat și informații dincolo de acest sediu, să spun așa. Dacă intrați la guvernare. Programul acesta îl vom dezvolta și dacă nu intrăm la guvernare. Cel puțin în anumite zone. Vă rog, domnule președinte. Aș mai încheia cu câteva precizări, dacă îmi permiteți, care nu țin neapărat de partea de educație, și cu două lucruri pe care vreau să le mai spun. Unu, întărim apelul nostru către cei aflați la conducerea țării de a veni la acea dezbatere pe probleme de sănătate, de combatere a pandemiei, fiindcă vedem că dialogul sau ceea ce tot cerem de câteva săptămâni, haideți să ne așezăm cu toții la masă, să avem un dialog, să luăm cele mai bune decizii, lipsește. Și atunci mai facem o dată acest apel către cei de la guvernare, pentru că pandemia n-are culoare politică. Noi vom veni cu specialiștii noștri, cu cei pe care îi cunoașteți, cu unii pe care probabil încă nu i-ați cunoscut, și să ne așezăm cu toții la masă, să se așeze specialiștii, astfel încât să luăm deciziile cele mai bune, care să nu țină cont, repet, de dorința unora neapărată de a ține alegeri de Sfântul Nicolae. Îmi spunea cineva de dimineață că prenumele de Claus, de fapt, e un derivat din latină, mă rog, cu o trecere din asta, de la Nicolae. Vă rog să căutați pe net, m-am interesat și eu și am văzut că asta este originea. Înțeleg dorința de a avea alegeri, dar haideți să punem pentru prima dată, poate, în România, după 30 de ani, interesul nostru ca popor, înainte de dorința justificată a fiecărui partid politic de a câștiga alegerile. Și al doilea lucru pe care vreau să-l subliniez este tot un apel către guvern de a pune, am mai spus acest lucru, dar mai spun o dată, că se pare că n-au înțeles, în
transparență publică. În transparentizare, bugetul. Bugetul. Dădea un coleg de-a meu aseară un exemplu. Știți, e ca la o emisiune televizată, e ca așa când te duci acasă și vezi un frigider, povestești celorlalți câte lucruri se află în acel frigider și când deschizi frigiderul, s-ar putea să fie gol. Am înțeles tactica domnului Câțu de a se face că nu înțelege ce spunem. Nu am spus să-l trimită spre Parlament să fie votat și așa mai departe. Am spus că vrem să intre în procesul de transparentizare publică. Cred că e corect. Pentru că informațiile noastre... Să se uită în 2016. Ce s-a întâmplat în 2016? Pentru că informațiile noastre sunt că vor crește taxe și impozite, așa cum v-am spus, că vor da oameni afară și că, al treilea lucru, vor face un acord cu Fondul Monetar Internațional. Țin să zumnesc că nu neapărat e un lucru rău acest acord. Dar cred că românii trebuie să-l știe. Să știe despre ce e vorba. Așa că nu vă faceți că nu înțelegeți, domnule Orban și domnule Câțu. Vrem să respectați legea, să puneți bugetul în transparență publică. Când să vină Orban în Parlament? Când îi trimiteți invitația și pentru ce zi? Că ați mai lansat, ați mai făcut anul de gen. Și nu s-au... Cred că colegii mei de la Parlament au trimis deja invitația către primul ministru, probabil... Dacă nu o să o trimită zilele următoare, noi ne-am dorit să vină cât mai repede. Dacă e posibil, săptămâna viitoare. Cred că e o problemă extrem de importantă pentru români. Știți că nu e suficient un anunț public. Trebuie să-i trimiteți o invitație oficială. Să facă un birou permanent. Când va fi primul... Păi când va fi primul birou permanent reunit, unde eu cred că nu doar PSD-ul își dorește. Știu că cei de la PNL nu își doresc să fie transparență. Am înțeles. Nu își doresc să se întâmple nimic. Eu cred că totuși alte forțe politice, în afară de PSD, și altele își doresc transparență. Așa că nu cred că o să fim neapărat singuri în acest demers legitim. Un demers legitim. Da. Colega dumneavoastră de partid cu care împărțiți și aceeași funcție. Nu, fiecare e cu funcția. Da, dar e aceeași titulatură. Spunea astăzi că PSD ar trebui să-și prezinte propunerea de premier înainte de alegerile parlamentare și de asemenea și întreaga echipă guvernamentală. Dumneavoastră împărtășiți părerea doamnei Firea? Am mai răspuns la această întrebare și o să-mi păstrez același răspuns. Și anume acela că e o decizie politică. Cred că tot dumneavoastră v-am răspuns. Eu vă spun părerea mea. E o decizie politică, o decizie pe care CPN o va lua dacă o consideră oportună și asta nu ne oprește în a prezenta programul nostru de guvernare pe fiecare domeniu în parte. E o decizie politică, cum cred că sunteți de acord cu toții, iar această decizie nu poate fi luată doar de Marcel Ciolacu, cu Gabi Firea. Dumneavoastră puteți să aveți o părere, la fel cum a avut-o și doamna Firea asta. Nu a fost una din preocupările mele, o să mă gândesc, dacă tactic e corect să facem acest lucru sau nu. Eu cred că prioritatea, și am arătat acest lucru, prioritatea noastră, indiferent de titularii pe diverse domenii, a fost să prezentăm programul de guvernare. Fie că vorbim de educație, de sănătate, social și ce am prezentat până acum, economic, agricultură, ce am prezentat până acum. Asta e dincolo de oameni. E un program pe care noi îl prezentăm. Ca strategie politică, forul care decide e Consiliul Politic Național. Domnule Grindeanu, v-ați dorit ca domnul Costoiu să facă parte din echipa guvernamentală în cazul în care PSD va ajunge la guvernare? Mi-aș dori ca toți oamenii care au lucrat și domnul Costoiu
a coordonat echipa noastră pe educație-cercetare, cu Marius Budăi a coordonat-o pe social, Daniel Butonoiu pe agricultură, ca să dau doar câteva nume, dar a fost în spate o întreagă echipă. N-au fost în spate. Aveți aici pe domnul Alexandru, cel care s-a ocupat împreună cu alți colegi de partea de învățământ preuniversitar. Mi-aș dori ca oamenii care, și lucrul ăsta se va întâmpla, indiferent de nume, care au lucrat la acest program de guvernare, să și facă parte din echipă. Deci răspunsul e da, pentru că vă doriți să implementeze. Dar nu e vorba doar de Mihnea Costoiu. E vorba de toți ceilalți colegi ai mei care au lucrat la programul de guvernare. Da. Vă mulțumesc!